Bună ziua, mă numesc Andrei Boitoș, sunt fermier cultivator de pepeni din Gheorghe Doja, Ialomița. Suprafața totală pe care o cultivăm cu pepeni este de 18 hectare. O mare parte din această suprafață este acoperită cu pepeni oferiți de Syngenta, pepeni care rezistă foarte bine la condițiile meteo din ce în ce mai capricioase. După cum ați văzut și dumneavoastră, avem primăvară diferită de la săptămână la săptămână. Schimbăm vremea practic de la o zi la alta. Nu știm exact în ce anotimp ne situăm. De asemenea, asta s-a văzut anul acesta și în timpurietatea pepenilor. Am început să recoltăm pepeni cu circa 20 de zile mai târziu decât eram obișnuiți. Primul pepene pe care l-am avut gata de comercializat în piață a fost Roman. Nu are rival în momentul acesta pe piață la timpurietate. Acesta a fost primul an în care am cultivat Roman. Suntem foarte mulțumiți. Data transplantării este data de 12 aprilie. Data recoltării este de 4 iulie, deci am avut o timpurietate extraordinară, foarte bună, uniform la coacere, uniform la fructe, foarte fain la transport, rezistență bună, fără să afecteze interiorul, chiar și pe distanțe foarte mari de mii de kilometri. De asemenea, vorbim de un pepene uniform, cu o medie la 8 kg, exact cum este solicitat în piață. Vorbim de o calitate excepțională a pulpei, ușor crocantă, zemoasă, dulce, răcoroasă. Excelent pentru o zi caniculară, cum am avut parte în ultimele săptămâni. De asemenea, Roman este un pepene cu un aparat foliar foarte bun, cu o rezistență excelentă la diferențele de temperatură între zi și noapte, cu o rezistență excelentă la cantități însemnate de apă. Păstrează absolut toate fructele pe care le formează, trece cu bine de șocul termic pe care îl cauzăm noi odată cu dezvelirea, cu scoaterea din tunel. Recomand cu toată încrederea Roman, un pepene nou, performant, soluție care se pliază extrem de bine pe piață și pe cerința clienților noștri. În momentul de față, din cultura de Roman, am recoltat odată. La prima trecere am reușit să culegem 50 de tone la hectar, deci suntem foarte optimiști că vom ajunge la producția de 100 de tone pe hectar, ceea pe care noi ne-am fixat-o ca target. Eu am avut o suprafață de 2 hectare cultivate cu Roman, întrucât a fost primul an. O să măresc suprafața pentru la anul, o să dublez suprafața cu Roman. Recomand cu încredere tuturor fermierilor să-l cultive pentru timpurietate excelentă și pentru uniformitatea la coacere. Vorbim de coacere la absolut toate fructele existente, urmând să eliberați planta și să puteți să produceți alți pepeni în continuare după recoltare. Întrucât anul a fost dificil din cauza temperaturilor dintre zi și noapte și din cauza polenizării cu dificultate, întâlnim prin culturi calitatea pulpei foarte slabă la anumiți pepeni. Nu este cazul lui Roman. Calitatea lui interioară este excelentă, după cum spuneam, indiferent de dificultățile climatice.